Sunt multe boli cronice care nu dor, printre care și diabetul zaharat. Trebuie depistat din timp și făcute analize periodic, mai ales la persoanele care au un antecedent de diabet. Statisticile ne arată că peste 1,5 milioane de români suferă de diabet. Dintre aceștia, aproape 3.000 sunt copii. Și nu este de mirare faptul că în ziua de astăzi copiii nu mai fac mișcare și petrec din ce în ce mai mult timp în fața calculatorului. Diabetul este una dintre cele mai frecvente boli cronice netransmisibile ale secolului 21 din categoria bolilor endocrine, care afectează în prezent peste 300 de milioane de oameni din întreaga lume, potrivit ultimelor statistici ale Organizației Mondiale a Sănătății. Prin complicațiile sale, diabetul este principala cauza orbirii, amputațiilor și a insuficienței renale. Incidența diabetului este în continuă creștere, iar Organizația Mondială a Sănătății estimează că până în 2030 numărul deceselor cauzate de diabet se va dubla. Anul acesta, Ziua Mondială a Diabetului, în toată țara sunt organizate o serie de manifestări dedicate publicului larg, pacienților, reprezentanților asociațiilor de pacienți cu diabet, medicilor și autorităților medicale. Astăzi este Ziua Mondială a Combaterii Diabetului. Am luat această inițiativă împreună cu colegii mei pentru a ajuta și a veni în sprijinul celor care sunt bolnavi de diabet și a celor care nu au posibilitatea să-și facă acest test. Avem personal specializat, îi mulțumim pe această cale Direcției de Sănătate Publică, care a răspuns apelului nostru de a face această acțiune posibilă. V-ați măsurat glicemia, cum este? Da, păi e cam măricică, n-am știut. M-am întâlnit cu cineva pe stradă și am auzit că este aici la dumneavoastră ca să măsurăm tensiunea, glicemia și n-am mai slăbit gânduri, am venit și eu aici. Aveți diabet? Nu știu deocamdată, știu că n-am, dar sunt cardiac. Acum aștept și sper să fie o glicemie bună, să nu fie... Ce părere aveți despre astfel de inițiative? Că sunt foarte bune și ar trebui mai dese făcute în ajutorul oamenilor care au un trai foarte greu și este o faptă bună. Lipsa de mișcare, obezitatea, alimentația dezechilibrată și stresul sunt câteva din principalele cauze de înmulțire a cazurilor de diabet. Setea intensă, senzația de urinare, eliminarea de cantități mari de lichide, scăderea în greutate și pierderea vederii sunt câteva simptome care ne avertizează specialiștii, apar abia în faza avansată a bolii. Diabetul, sigur, statisticile vorbesc că este o boală în permanentă extindere, din păcate, așa fel că a devenit nu numai o problemă națională, și o problemă mondială la ora actuală. Nu diabetul în sine ca boală, diabetul prin complicațiile pe care le induce. De aceea s-a considerat necesar să se instituie această zi mondială a diabetului, pentru ca periodic măcar să ne aducem aminte autoritățile și noi și forurile medicale mondiale că este o boală care necesită îngrijire foarte atentă. În această seară, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, mai multe clădiri din țară vor fi luminate în albastru, în semn de solidaritate cu cei care suferă de această boală. Ziua Mondială a Diabetului este marcată de peste 200 de asociații, membre ale Federației Internaționale a Diabetului, în peste 160 de țări și teritorii.